Strigătele de disperare ale profesorilor din România au fost auzite într-un final de guvernanți. Răspunsul este însă dezamăgitor pentru dascăli. Banii primiți nu ar acoperi nici măcar naveta sau costurile materialului didactic. Salariile bugetarilor în anul 2014 vor rămâne la nivelul la care sunt acum, cu excepția medicilor rezidenți și farmaciștilor și cu excepția profesorilor debutanți. Profesori debutanți însemnând de la 0 la 6 ani. Pentru profesorii debutanți era prevăzut acolo o creștere salarială și discutăm de salariul de încadrare de până la 10%. Deci nu toți beneficiau de 10%. 10% pentru debutanți înseamnă undeva la 70 de lei. Este o majorare nesemnificativă, așa cum reiese și din remedicările noastre când am spus că trebuie majorat cu 50%. Salariul pentru debutanți. Impresionați într-un final de exodul medicilor către Occident, guvernanții s-au gândit să le pună ceva la salariu oropsiților din sistemul sanitar. Pentru medicii și farmaciștii rezidenți cu un salariu brut mai mic de 3.000 de lei, se prevede o bursă în valoare de 670 de lei. În acest moment, un rezident primește până în 1.000 de lei lunar. Banii nu sunt suficienți, iar pentru o carieră înfloritoare și un trai decent, cei mai buni din sistem pleacă în străinătate. În general, medicii care emigrează sunt medici foarte buni profesioniști. Ori acest lucru aduce României pierderi incalculabile. De ce spun asta? Gândiți-vă cât costă un medic să-l formezi, costă milioane de euro, cât costă un medic să-l instruiești de la, eu știu, de la clasa 1 până la clasa 12-a, plus facultate, plus secundariat. Ăștia-s bani pe care România îi face cadou Occidentului. De ce? Din prostie. În proiectul de ordonanță de urgență mai este prevăzut ca salariile brute și sporurile primite în decembrie 2013 să fie menținute și în 2014 pentru restul bugetarilor, iar orele suplimentare sau munca prestată sâmbăta ori duminica să nu fie plătite cu bani, ci cu timp liber corespunzător.